Pincho data essa dos pies pisica. Da daqui, mamă! Da, de l-o, uite-te și tu mai atent pe Facebook când faci asta. Fă, da, de l-o! Hei, salutare tuturor, eu sunt Kinai și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de GTA San Andreas Multiplayer, aici împreună cu Alex. Salut! Și astăzi vom face câteva misiuni, dar înainte de toate vreau să vă spun că eu și Alex ne-am băgat un mod nou de grafică care îmbunătățește tot aspectul la majoritatea lucrurilor. Uitați-vă numai la mașini cât de bine arată, adică până și reflexia parbrizurilor, a geamurilor e cu totul unică și chiar și vopselele. A, da, pe lângă chestia asta, țineți minte în episodul trecut acest Phoenix care l-avea Alex. Ei bine, acum este al meu. Dacă mergem aici în /V, vedeți aici Phoenix. Și dăm despawnează deja. Okay. Și flash-ul e meu. Da, Alex o câștigat mașina asta într-o cutie. Eu n-am avut la fel de mare noroc ca el. Dar, da. Ok, acum o să mergem la slash tests. O să mergem la Cătălin, asta e în primul oraș. Și o să ne dea câteva misiuni să începem să le facem cu el. Până și șuseoara. Probabil pentru cei care au jucat GTA 4 o să vă dați seama că graficile sunt foarte scurte. Pot spune că acest mod este foarte interesant. Bine, Alex, și la mine și taxele și asta. Dar Alex e foarte fericit, n-am zis că are acest flash. Da. Mai cumpărăm o cutie să vedem cine mai pică. Vezi, zici tu, vezi, dar eu n-am făcut. Mai trebuie să faci misiuni, mi se pare să mai faci. Da. Slash? Pe acest server sunt foarte multe misiuni de toate astea valabile acum pe care am putea să le facem, ok? Deci noi am lucrat aparent de la început de server tot timpul la lemne. Alex. Lasă-mă, mă descurc. Deci noi am lucrat la lemne, o tură cam cât dura, un minut, două și făceam $1000. Maxim 1000 și nu mai puteam. Îs 5 misiuni care dacă le faci cea mai mică sumă de bani e 15.000. Da. Și-s vreo 5. Dacă le faci pe toate 100.000 și le poți face odată la 4 ore, mi se pare. Da. Primești și respect points și MP, mission points, care le folosești să cumperi cutii. În cutii poți să iei skin-uri, mașini și dacă ai noroc să-ți pice cont premium. Da. Eu și Alex jucăm destul de mult pe serverul ăsta, mai ales acum pe serverul ăsta de grafică. Mai ales de principi de misiuni. Ca să facem cât mai mulți bani, pentru că, da, aici ai grijă, Alex. Aici banii faci destul de greu și simulează mult mai bine viața reală acest server, altele așa cum spune. Înainte ne luau cât, în 3-4 luni să facem 100.000, aici ne ia vreo jumătate de oră, să zicem. Acum, da, pentru că s-au introdus misiunile astea. Dar că erau mai de mult. Da, în episodul trecut, în care am filmat, nu știu dacă erau misiunile. Eu știu că doar lucrat. Ne uităm pe video și vedem dacă e pe hartă T, R sau O, G, atunci erau. Probabil. Așa. Acum să nu mai ia poliția, sau să ne-a crești. A, da, și modul ăsta de grafic e făcut de un român, ceea ce mi se pare ceva absolut super. Da, sunt unii care să pricep la chestiile astea. Da. Și românașul ăsta chiar se face. Zona asta sunt multe. Aici mai loc. Aia cum fost prieteni noi, gen eu fost fericit într-un fel că știu să o fac, nu că știu că ies să o fac. Cam băguită puțin, dar mere. Dacă dau click aici, o să-mi dau pe timp. 5 minute sau nu știu cât. După ce faci o misiune, poți să faci și pe cealaltă.
După 4 ore, să le repaci. Bine. Da, eu m-am uitat pe hartă sau în dreapta, că nu l-am văzut. Ok, hai să ne luăm misiunile. Hai că e mașini. Ok. Cătălin. Bun că ai venit, aici sunt noile tale task-uri, tastează să le ștesc pentru a le vedea. Da. Ok. Ți le-ai luat, Alex. Mhm. Omor 3 polițiști, merg pe vârful piramidei din ele și arunc cu zarul până când obțin numărul 3, hai de cap. Participă sau organizează un șaf, mergi pe ciliad, folosește o parașută pentru a ajunge la sol. Interesant. Deci, aia cu parașută și o trebuie să luăm efectiv un avion. Ce mai ai? Să merg pe ciliad. Ai ușor și un șaf? Da, organizează sau participă la un. Aia e cam greu. Da. Na, facem test-urile. Da, hai să le facem. Hai cu al... hai aici, așa. Dar deschid eu. Da. Ok, hai să mergem la aeroport să găsim un avion. Să le facem pe ale mele. Eu trebuie să mă duc la un 24 din 7 să cumpăr un zar. Mai mergem la avion. Da. Stai sa iau eu zarul repede. Eu chiar n-am tu pe o sa particip la un jaf sau ceva de genul. In plus e si cred ca ai nevoie de mai multe. Eu am facut la început de server. Da, e greu. Da, dar acum gen e aiurea ca trebuie sa fiți mai mulți ca sa... 4, da, cam asa. Sa ai mai multe șanse, gen unul șoferul, poate unul bagă bani și doi omoară polițiști. Îmi place că asta omoară polițiștii, nu neapărat în free roam, poți și în event sau în arenă sau din astea. Trebuie să găsim acum un avion sau elicopter. Uite. Păi tu un loc. Păi, sau ei două avioane. Nu luăm amândouă. Slash engine. Hai de cap. 5, 4. Ha, mi-a ieșit asta. A bine că mi-e roz. Nu-i roz? Da. Mergi pe vârf, hai pe... Ciliadă, exact. Venim pe ciliadă întâi. Hai, hai, după aia. Hai. Deja mi iese foc dintr-o aripă, nimic. Nu mai pușit așa. Because I am a genius, you know? Da, sunt cam fragile. Dar mă duc eu primul sau... Stai, du-te tu primul. Deci dacă nu mă vezi... Stai, eu cer să trag avionul sus, dar... Da, n-am reușit. Ți-i clar că ăsta o să bubuie, nu? Da, am văzut că ai aterizat. Sau n-o să bubuie? Da, iese fum din el. Al. Nu cred că mai merge. Am înțeles, bum bum. E, n-aș facă bubuie tare. Sau de prea tare zgomotul ăla de pup. Da, asta e un pic aiurea. Ok, atunci o să ajung pe ciliat gen... Nu știu. Asta e că vin cu... Cred că am găsit un elicopter. Atunci stai totuși că mă duc la baza ciliatului, îmi iau Landstalker. Landstalker sau cum s-a mai spawnat un elicopter, un avion din ăsta. A, după ce l-am bubuit eu pe ăsta? Da, dar bub, așa s-a făcut toate. E frumos măcar că o făcut așa să ia avioane, mașini și de astea. Da, asta e ok. Comparativ.
bine dacă mai are elicopterul. Vin cu elicopterul de obicei. Ok, ne vedem la bază muntele uciliat. Sau de fapt, okay. Ne vedem pe muntele uciliat, o să mă duc cu Landstop. Dacă e eu ce iau de jos. Dacă ajungi înaintea mea acolo, ok. Bine, mi-am pus limita de viteză ca mașina să meargă mai mult de 100, pentru că aici polițiștii sunt destul de enervanți. Da, nu cred că sunt în zona cineadului. Unde zona cineadului? Mai mult în ele sunt. Rest nu, nu prea am văzut. Ne... În SF chiar nu-i nimic. Dar nu ne zonele pe aici, pe unde eu acum am tot văzut că stăteau cu radarul și... Și se întâmplă multe. Unde ești? Ai ajuns acolo? Mai am puțin și ajung la bază. Nu foarte departe, dar cred, dar cred că pot să ateriza la bază. O să mai am ceva. Mașina e destul de greu de ajuns. Și durează. Da. Pe Cilian nu e un parașut, dar o să dea automat ce mă urcă de avion să... Da. Zău în orice avion sau de bătă. Unde ești? Imediat ajung la bază. Ai trecut podul ăla? Da, am trecut podul. Și nu-s departe. Ești din, dinspre pod vii, nu? Da, dinspre pod. Hai că ai trebuit să te văd. Eu sunt un elicopter albastru. Ok, eu sunt Landstorm. Hai te văd. Bă, dar cum urcă cu motorul? Ok. Găsește parașul pentru alunul. Astea două le pot face instant. Adică... Ajungi și sus și te arunci. Da. Da. Restul două o să fie. Ok, e salar. Salar. Celelalte două o să fie grele la motor. Da. Totdeauna e o misiune grea, deci în fiecare testul există câte o misiune. Îs câteva aiurea. De exemplu, moară trei polițiști. Aia dacă găsești un polițist de treabă și te duci în... Dar doar da. Sau în arenă. Sau pe free room, dacă te lasă mai puțin. Aia cu jaful chiar trebuie să faci unul sau... Nu știu cum trebuie să faci. Că nu s-o pus nici nu. Că poți să... Că eu n-a te-ai zis că mie că urc omul. Dar eu mă mai plin pe aici până o să-mi dea... Uitai că iau asta. Dacă trebuia jos. Și de ați se pe... Nu înseamnă multe de... Gata, uite aici sunt. Unde ești? Jos, mașina asta. Ce mașină? Așa. Ok, ridică-mă undeva sus. Undeva cum să pune jos. La lens. Ne aruncăm unde e jos la bază unde e Landstalker-ul meu, că de... Sau ideea mai bună. Întoarce-te apoi pe Ciliat, du-te mai sus și luăm mașinile alea de teren. Sau da, că îți faine banditurile. Banditurile nu o să le anim, sper și... Bă, care ar fi șansele să n-avem parașută? Da, că la un moment dat n-o să mai urce, că nu mai poate. Ei, dar cine nu mai urcă? Ok, deci 3... Sărim. Bine. Îmi place că a stat în aer elicopterul. Test completed.
Și mi-am dat parașută prea de mult. Ui, bă, bullseye! Direct pe, la ăla pe mașină am dat. Da, dar la mașina personală, nu. La player, nu, la astea. La astea obiștii. Da, la server. Acum dacă și cu asta, mă. Ar fi culmea că asta e... E specială de off-road. Băi, e o skin, you know. Da, se întâmplă. Eu s-ar face. Ai, nu, eu nu am fost idee. Ba, o mers. Ai, eu n-am dupe eu. Nu mă duc. Hai, câte știu. Mai am farul. Da, chiar, dacă e ora... Cum se cheamă? Dacă e ora 8 și jucați pe serverul ăsta de pizza, trebuie să aveți farurile pornite, chiar dacă nu vă ajută. Deloc, dar... Da. Asta e de... Regula serverului. Gen, se emite realitatea, cred că... Eu tot facei sa. Well, m-am dus. Nu! Hai de cap, eu spun cealaltă parte. Hai cum să ajungi la bază. La bază. Trei. Și am sărit. Da, am aterizat. Eu nu mai am mașină. Eu sunt la bază, gen. E ceva pe acolo. Nu, dar poți să dai click slash seat pe mașina mea. Cred. Slash gro, că seat nu cred că mere. Stai, că vin încolo. Să găsim o mașină sau dacă nu stau pe mașina ta. La ce m-am parcat aici, stai să... Hai că am ajuns la bază acolo. Da, apropo de aia, statul ăsta. Da, ce văd, hai, dai, nu mă căca. Dai, mă pun frumos. Condu. Sper să nu pot pica de acolo. Sper să nu pot pica. Hai să mergem întâi acasă. Pentru? Sau mergem direct la piramidă cu asta? Merem acolo, mă, ce mai putează. Tot mă ghidează. Ea, poate e, eu, poate e un vehicul, poate că după ce e interesat. Păi, să te vezi pe hartă. Dar deocamdată nu văd nimic, niciun punct. Trecută la punct, nu e nimic, da. Dar merem acasă să luăm o mașină. Nu-i mai bine. Dacă vrei. Du-ne acasă. Hai, ce n-ai tăiat pe acolo? Nu știu, gen, chiar nu vreau să risc. Eu am în cap un anul de traseu. Da, am putea merge de fapt și așa. Oricum găsim o mașină pe aici, pe zonă de ok de pe asta. Da, e un Phoenix. Face și luăm și nu mai consumăm benzina noastră. Da, dacă e merg la aeroport. La piramide. Ce are? A, da. Ok. Aici? Luăm pe asta. Da. Mă duc tu și vin și eu pe asta, why not? Sau... Hai, du-te. Dacă mă să iau Phoenix. Mere mai repede ca asta. A, l-a luat cineva, da, hai să mergem așa. Da, hai, deci da. Ai un blist acum, fac așa. Știu unde să găsești un blist, da? Nu știu cât de rapid. E chiar foarte. Da, și eu mă tot uite, uite, încă o mașină de-aia acolo. Hai
eu merg în CS. Uite numai. Tot trebuie să merg mai repede ca mine, moșul ăla. Dar trebuie să fie invers, ca tău e Street Racer. Mașeta familie. A, nu-i cumva stratul m-aia? Ba da. Păi ăla-i Street Racer. Bine, am un post sunat de Street Racer, dar normal e mașina de familie, zic eu. Că e așa mare locuioață. Da, fel, 4-5 eu... persoane și portbagaj foarte mare. 27.000 de asta. A mea o să... A mea mere mai repede. De 54. Orice n-a mea. Nu știu cumva ăla din spate. Cred că doar ai cu incidență pe ce ce știu. Mie mi se pare că m-a urmărit unul. Nu știu, meream eu în față și gen el în sens opus și după parcă s-a întors cu mine după mine. Rare și asta. Nu știu, eu mă așteptam să bage în mine că am pățit de foarte multe ori chestia asta. Dar văd că pe tine nu te bag în seamă. Am ori ar ceva cu mine, ori... De ce ar avea? Că mai știi unii apucă. Gen de unde ai luat mașina, avionul, cât bine, poze da, și asta. Chestiile astea am văzut, dar... Am pățit cu unul oric... A, nu e mai bine. Unul a mers să iau task-urile și aveam avionul jos, de cât costă și l-am luat de pe aeroport. Eu efectiv am stat în avion și credeam dacă ăștia de level mic de obicei sunt mai enervanți. Păi, dar și noi la level mic, adică eu cel puțin nu prea știam așa multe chestii. Și ne mai întrebam. Dar știu, dar nu te băgai în mașină la oameni. Nu, dar întrebam așa, chiar dacă mai nimeni. Iau tupeu, se bagă mașină, dăm bani, îți fură mașina unii. Da, am o parte interesantă. Urcoare cu mașina. Eu zic să nu încerci. E destul de urcat. De fapt nu chiar, da, da. Dar nu-i mare am... Așa ciudat urcă caracterul. No, deja am ajuns în vârf. Da, gata? Da? Da. Bun. Mai am ăla cum mă trepulzești. Na, nu cred că o fac. Nu damage, au. 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 M-am 14. Cum n-ai pățit damage? N-am sărit. Eu n-am sărit. Trebuie să mă duc să-mi iau... Îmi dau heal. Mori de doar. Trebuie un magazin 24/7. Ah. M-a lovit. Da, dar era aia. E nașpa și când ești atât de gen. Dar chiar nu mai ai puțină viață. Și-am o să vină poliții să rendă, să zică cea... Sau să mă omor, ceva gen cu plăcere. Are noi un tip aici, dar sper că nu... Da, ce să ai? Poate să fac cu ele. Hai să ne mai plimbăm. A, hai că știu eu bun, trebuie să merg, trebuie să luăm pe lucrare. Hai să ne arătăm ce jocul de mie și poate în următorul episod o să le arătăm. Nu le arătăm misiuni. Da, o să dureze cam foarte mult misiunile pe care le-am eu. Nici nu sunt așa interesante și unele sunt mai grele. Vreau să le arăt în episodul următor. Dar nu le-ai putut face și... Nu, dar o să dureze, pe gen acum ne-am lăsat în test și o să dureze un pic. E zic să luăm o leagă la prier ca să le arătăm ce trebuie să facă exact. Deci aici e mai diferit față de alte seturi. Ai o mașină, o duci nu știu unii și eu cred că fac cu aia. 6. Cine? Tipul ăla. Facem aia cu fur, la host de mașini. Host de mașini? Ok. Merge. Că gen avem mașini civile. Așa, ce bine e să mănânci. Mă, că după trebuie să fugim până la... Da, da. Da, nu-i departe.
Hai, vezi că are accelerație mai mare mașina ta, dar mea are top, top speed-ul. Bravo. Nica ce-o vin și rare. Slash get job slash work și fură o mașină de civil. Slash get job slash work. Ia ăla să vezi dacă mere. Mașina. Ce, cum e chestia chiar rare și acum știi ce păcat ar fi fost să fie la polițist? Da, să știi. Nu, dar gen, eu când eram polițist cu server, eu așa făceam. Adică stăteam off duty, mă uitam în zone și gen, când vedeam că eu nu mă băgam în secția de poliție, știam cine e și ce face, mă puneam on duty și... Da, mai șmecher era să stai într-un col și gen să vezi că a fost acolo și a luat o mașină și după să-l prind, să fii la duty. Îl prinzi mai repede. Da, da, no, păcat că nu plătește foarte mult jobul de astea. Da, da, ai avantaj, gen, cu ăla distribuitor de arme la level 5, îți faci propriile tale arme. La droguri mi se pare că nu știu ce faci. La ăsta de mașina level 5 și pur mașinile playerilor. Nu știu cum funcționează chestia, ar fi faină. Să le vinzi într-un fel. Ar fi șmecher. Să le vinzi, să iei un inferno să le vinzi. Dar mi-a dat doar $800, dar... Fii mie. Ar fi chiar foarte tare. Poți să-l iau! Bun. Ori... Bona ta, iurea, ori... E un blendar. Bine. Da seama. Să zicem. Să zicem, putem fura? Uuuu. Ce faci notonat-o? Nu. La baseball. La ăla de baseball. Red Sand West. Hai că încerc să vin. Nu că încerci, vii. Poți să apăs escape să mă uit pe hartă, că altfel cum are adică. Uite ce pe minimap. Ce lângă autostradă. Cam de deci ăla de baseball unde am avut ăla de misiunea. Da, unde ai Vutescu să vii. Asta, deci, cât de superb arată mașina comparativ cu cum arăta. Da, le-au făcut fain și harta și... Alea, le-au făcut fain. Sunt detalii cu GTA 4, chiar arată... Wow. Last car standing. Vrei să mergi și la event? Merem? Ok. Acum. Slash nu, slash join. Join. Ai, scu. Coboară din vehicul pentru a participa. A, da. Scu din alea. Mi-a dat freeze. Ai intrat? Da. Scu din alea de fer, bă, nu știu. A, și trebuie să nu dau lumea la pâine, am pur și fur combina la fraier. Fraier, e, da ce jos. Bă, dar nu mere combina. Dai că-i fur combina la fraier. Bă, fraiere, bă, jachere. Bă, eu-s pe jos. Eu-s pe jos. Nu. Era să mă cac eu. Eu nu știu ce să zic, am o combină, mă duc să-i artă. Ăștia ai de cap. Dar cum îi ardem? Că gen nu cald. Nu, dar ce facem am unii? Punge unul pe altul? Ne combină? Păi avem o combină. Era mai interesant dacă puteam închide mașinile, gen, atunci chiar ce făceam. Nu, cred că
că și noi ce facem până la urmă? Îl calc pe unul, îl calc pe un fraier. Nu știu, last man standing, probabil o să treacă adminul al game-ului și... Da, și ce facem? Că-s mare astea, mă, și o să ne-l... Am călcat pe un pro ăsta, și n-are. Combinăm pe aici. Ne prindem fără mașină, primește green. O să tragem un voi. A, ce fain, ăsta o bazocă în mijloc, că ne rezolvă pe jumate. Da. Crash. Crash? Era modul ăsta, e cam enervat. Nu, chiar pierdut eventul? Da, dacă nu-mi dă și mie crash. Ei, n-aș facă să-ți dă crash. Dar nu-i de la modul de grafică, e de la... server. N-am avut înainte probleme cu server. Sau? Dar gen, pe măsură ce modul se termină... Dar trebuie să mai repare puțin. Ori mai poate intra și un event. E acum sincer, dacă n-ai adică greșe, nu-i posibil să-ți dea crești, dar știu că am întrebat pe ăsta la urmă. Ce nu ții tu? Că știu la este. Opa, direct pasul. Posibilitatea de a face la event a fost exist... Hai, nu mai pot. Ai, ai, ai. De ce spun? Cred că-mi vând lens-ta. Dai seama că fix în mine o tras așa de reță. LOL, ce spoiler are buletul. Ok, deci asta a fost cea mai random chestie. Gata, așa repede. Da, da, gen, eram prins între doi și nu mai puteam face absolut nimic. Păi na, bă, la înghesuială o să... Păi da, că gen, mă împinsese în afară și nu mai puteam face, what the fuck. Asta e a cuiva. Ai, o pălesc până moare. Dar nu moare. Au. Bune. Asta n-o să moară. Stai. Nu, că nu-i player în ea. Așa dai mai repede. Atunci ce facem? Activitate intelectuală. Eu zic să încheiem episodul aici. Activitate intelectuală. Nu vreau intelectualitate. Chiar dacă n-am reușit noi să facem mare lucruri, noi chiar sperăm că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Și Alex, hai să... Bine, hai că... Alex... Eu împingem undeva să se izbească. Ok. Deci eu vreau să puști mașina asta. Sau bă, stai! Foxesc, dacă mere faza... Mă bat cu stâlpul până pe tu. Mă bat cu stâlpul, să nu ți-i bătaie. Mă bat cu unu. Deci cam atât cu acest episod, noi chiar sperăm că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Și noi ne auzim data viitoare. Okay, pa! Pa!